trebuie cumpărate luminițe și brazi pentru împodobirea magazinelor. Cei care doresc să ajute cumva familiile sau copiii nevoiași pot să cumpere diferite alimente cu un termen de valabilitate mai mare. La fel, dacă au careva lucruri acasă care pot fi refolosite, haideți împreună să oferim, să le dăm a doua viață acestor lucruri unor copii care au nevoie. Campania de Crăciun se va desfășura în 12 magazine din Chișinău și de la periferia capitalei, până în data de 26 decembrie. Ulterior, toate bunurile vor fi distribuite celor 6 familii. Astfel ca noul an să-l întâmpene cu zâmbetul pe buze. Muzica populară de Moldova este iute și te saltă la jucat, iar bătutele sunt reprezentative zonei. Interpretul Igor Cuciuc încinge oamenii la joc, de se rup pantofi în toc, oriunde merge să cânte. Recent a lansat un videoclip cu imagini rustice desprinse de pe meleagurile noastre pentru bătuta Toba Moldoveanului. Fiind foarte solicitat la toate concertele, l-am așteptat pe Igor Cuciuc să revină din Londra pentru a-l invita în dimineața asta să ne prezinte noul său videoclip. Vă îndemnăm să-l urmărim cu toții, apoi îl luăm la întrebări. Hai, hai, da foaie verde și-un dudău, am un moș în satul meu, are o dobândă de chincui, Toba Moldovanului. Foaie verde și-un dudău, am un moș în satul meu, are o dobândă de chincui, și sărbătoare, nu sunt fași niciun joc, fără tobă la mijloc. Fără toba lui și mari, nu sunt fași sărbătoare, nu sunt fași niciun joc, fără tobă la mijloc. Bate toba tare, tare, tiri, ca să joace fiecare, tiri, la bate toba și din cui, tiri, toba Moldovanului. Și s-a bucat din jucat, am o șut-o bac în dobate. Se aud din șeptisate, tot se lasă de lucrat. Și s-a bucat din jucat, și că-ncolo lumea toate din șeroagă din la poartă. Se anini toban cu ei când e timpul lucrului. Și că-ncolo lumea toate din șeroagă din la poartă. Se anini toban cu ei când e timpul lucrului. Bate toba tare, tare, tiri, ca să joace fiecare, tiri, tiri, la bate toba și din cuie, tiri, și de dobă s-o lăsat, dar tot satul s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Amușul meu s-o supărat și de dobă s-o lăsat, dar tot satul s-o trezit, că nici lucru n-o sporit. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare, să scoate toba din cuie, toba Moldovanului. Și-a venit cu mic și mare ca să-l roage fiecare, să scoate toba din cuie, toba Moldovanului. Bate toba tare, tare, tiri, ca să joace fiecare, tiri, la bate toba și din cuie. Și se joace de la inima oricui, toba Moldovanului.
și se joace de la inima oricui toba morba banului. Bate toba tari tari tiri ca să joace fiecare tiri la bate toba și din cui tiri toba morba banului. Igor Cuciuc, hop așa și uite așa, toba moldoveanului a răsunat în dimineața asta pentru noi și pentru toți voi cei de acasă. Dragilor, să știți că nu întâmplător am ales această melodie să vă creăm așa bună dispoziție și nu întâmplător am arătat mai întâi videoclipul pentru că noi, vă spuneam mai devreme, l-am așteptat pe Igor Cuciuc să revină din Londra și iată-l a venit și în dimineața asta este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, țară, frunzurițe, foi de nuc! Vă salută cu mătru Igor Cuciuc, vă salut și vă pup din toată inima. Salut, dragă colegă! Bine te-am... Bine ai revenit în țară! Regăsit! Bine te-am regăsit! Da, am revenit în țară, am fost cu un spectacol extraordinar în Londra, dedicat zilei României, într-un an extraordinar, anul centenar, unde am avut sala plină de români, care le place tot muzica noastră. Și basarabeni. Erau români din toate zonele. Erau chiar din toate zonele. Și din Maramureș, și din Banat, din Timișoara, și din Suceava. Vreau să mulțumesc pe această cale și organizatorului, domnului Cătălin Alexa, cel care m-a invitat, și fetelor moldovencilor noastre care au întreținut voia bună. E vorba de Victoria Beregoi, de Diana Onofrei. Deci au fost un spectacol extraordinar. Voi v-ați pus o echipă întreagă acolo, da? Deci vreau să spun mai că mulți artiști. Am făcut cunoștință, nu, solistele erau, erau de acolo, am înțeles. Deci în 5 minute, să știi că prima ieșire este cea mai grea, da. Până te acomodezi, fac cunoștință cu tine. Deci a venit un basarabean, Igor Cuciuc, a auzit 99 de cumătri, a auzit acolo ceva. Moldoveni, veniți acasă. Și știi că știu aceste melodii și mi-au spus, cântă, mi-ai dat o fetiță, Doamne, cântă Moldoveni, veniți acasă. Cântau cu tine versurile? Majoritatea cântau. Așa. Ei știau deja, mulți știau melodiile mele, se distrau, dar nu știa cine cântă. Aha. Și când m-au văzut acolo, uite că în 5 minute ne-am împrietenit și ne-am distrat pe cinste. Am sărbătorit ziua României în Londra, departe de casă, dar frumos. Dar exact ca acasă. Exact bucate ca acasă, tradiționale, da. Cu muzică tradițională, pentru că nicio țară, cred că nu are ce aici avem noi, toată țara românească, tradițiile, portul popular și cântecele noastre populare, nu are niciun popor atât de frumoase și atât de diverse. Așa este. Avem un neam frumos și bogat și fete frumoase. Cireșică. Cumpără ele. Ești cireșică. Mulțumesc frumos. Apropo, vreau să te întreb, tu cânti foarte mult în diasporă, da. Și ai mers, ai colindat lumea în lung și în lat. Ce emoții trăiești atunci când, iată, ai conexiunea ta cu românii de pretutindeni prin cântec? Păi emoții mari. Cine spune că n-are emoții, nu-l cred niciodată, pentru că suntem oameni vii. De fiecare dată avem deci, cum emoții când ne întâlnim cu un public diferit, care nu-l cunoaștem. Emoții bune, pozitive, pentru că lumea te așteaptă cu emoții. Cu sete. Cu sete, da, cu dor să te asculte, să absorbă fiecare vorbă, fiecare cuvânt, dor de casă. Eu să știi că am o vorbă care o le spun de fiecare dată, de fapt un mesaj pe care îl spun în diasporă. Am avut ocazia și am fost și în America cu domnul Gheorghe Țopa. Da, da. Acum plec în Canada. Doamne ajută. Salutăm pe doamna Cristina Nacu, care după toate veștile de la artiști este o doamnă specială, o doamnă deosebită. Urmează să o cunoști și da, tu, să înțeleg. Urmează să o cunosc și eu în departe de casă în Canada. Pentru cei care sunteți în Canada, de sărbători, Igor Cuciuc vine mai aproape de dumneavoastră. Pe 22 în Montreal, pe 29 în Edmonton și 31 Marle Revelion. Deci nu te prindem acasă de sărbători. Nu, de sărbători nu. Bun, dar mesajul tău pentru diasporă, spuneai că ai un mesaj. Un mesaj pentru diasporă, așa. Da, uite că am fugit. Mi-am adus aminte și zic să nu uit. Da, foarte bine. Eu din Canada, care plec peste 2 săptămâni. Așa. Deci, tot timpul îi spun celor din diasporă, nicăieri nu-i ca acasă. Și nu uitați că casa voastră este în România sau în România asta de peste Prut. De fiecare dată le aduc aminte tuturor acest lucru. Pentru că eu sunt sigur că
e frumoasă viața acolo, e dezvoltat tot și metrouri și dar precum avioane, acasă, dar nicăieri, nicăieri ca acasă, nicăieri, nici, și nici apa nu este mai dulce, oriunde nu te-ai duce. Chiar și melodia care vreau să vă cânt, voi străinilor, nu știți ce e dor, să-ți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Până ne cânti această melodie frumoasă, vreau să te întreb câte ceva despre despre toba moldoveanului. Este o melodie, un cântec, să-i spun așa, cu versuri scrise de... De mine și Ion Busuioc, așa, un coleg de-al meu. Pe melodia de Ghilaba, da, Ghilaba melodie folclorică în care se regăsește și în cântecele Sofiei Vicoveanca. Cum a pornit această poveste a cântecului? Da, de cel mai nou videoclip, Toba Moldoveanului, a pornit de la o idee așa simplă, vreau o bătută. Și cea mai populară bătută? Știți, l-am telefonat pe maestru Timofei Tregubenco. Și zic, maestre, vreau o bătută să-mi scrieți, pentru că este un muzician desăvârșit. Da. Și el zice, cam ce gen vrei tu? Și eu îi spun, zic, și eu spun, dar cânt-o pe asta. Păi da, cânt-o dacă pe asta. Ce-a venit melodia de Ghilaba, fă-o. Cânt-o pe asta, zic, ce care e problema? Frumos. Și atunci m-am gândit că e foarte complicat, într-adevăr, să găsești miezul, pentru că ce înseamnă o piesă? Text și muzică. Da. Versuri și muzică. Ori multe melodii instrumentale sunt adaptate pe versuri și asta este foarte bucurător. Melodii, da, da. Chiar și vocale sunt adaptate și pentru orchestră. Așa, da. De multe ori. Cu cine ai imprimat? Pentru că orchestra are forță. Da, orchestra are forță, este o orchestră extraordinară, e vorba de Rapsozii Moldovei, în frunte cu mătrul meu, dirijorul Vitalie Dorin. Vreau să le mulțumesc muzicanților din orchestră, maestrului Vitalie Dorin, pentru că într-adevăr este un muzicant desăvârșit, are o experiență care își spune cuvântul. Da. Și e de la sud, simte ritmul. Și e de la sud, simte ritmul. Și vreau să-i mulțumesc lui, vreau să-i mulțumesc și lui Ion Condrea. Inginerul de sunet, da, mixaj. Este un lucru important. Este foarte important, într-adevăr. Da, și filmările. Da, filmările unde au avut loc. Deci, Toba Moldoveanului s-a filmat în satul Zâmbreni. Așa, raionul Ialoveni. Raionul Ialoveni. Ai combinat ansamblu folcloric cu dansatorii profesioniști de la Fluieraș. Eroul principal, domnul Grigore, să-l salut cu mare drag, domnul Grigore Crețu. Toboșarul, nu? Toboșarul este din sat. Așa. Este un om autentic. În primul rând, este într-adevăr ca un moș de-al meu, pentru care are un fecior cu vreo 2 ani mai tânăr ca mine. S-a lăsat ușor filmat? Da, s-a lăsat ușor. Din start s-a emoționat. Am zis că bate doba să văd dacă ești bun dopar. Și zice, cum să bat? Întreb cineva să-mi cânt. Eu îți cânt, tu bate doba. Așa, deci... Și am început să cânt. Păi, foaie, la filmare a fost vesel, să înțeleg. S-a pus pălărie așa mai pe ochi. Era cam rușine. Eu zic, dă pălărie și ai jos să-ți văd ochii, să-ți văd fața. Felicitări! Un videoclip foarte frumos! Mulțumesc și tuturor celor din sat care au participat, ansamblului etnofolcloric de maturi. Stai că m-am menționat, Opincuța. Așa, Opincuța, salutăm! Salutăm și, în ultimul rând, ansamblul de copii care au participat, Florile d'Albe. Mulțumesc ansamblului de dansuri profesioniste, ansamblului Fluieraș, care au participat, colegilor mei. Și operatorilor video. Și echipei Viomark, care au filmat acest clip, această capodoperă, eu o să o văd pentru mine, și care am adus-o la voi. Dragă Igor, te felicităm din tot sufletul pentru acest produs muzical. Felicităm pe toți cei care, iată, au muncit asupra acestui material frumos și tu mai ai o melodie dedicată tuturor românilor de pretutindeni, așa că te invităm să ne cânti și îți mulțumim că ai început dimineața cu noi. Să ne trăiți dumneavoastră ca și florile din fereastră, să aveți parte de bucate, sărbători fericite și multă sănătate. Igor Cuciuc. Cât de greu îmi vine să merg pe drumuri străine, să merg pe drumuri străine. Muncesc din greu să strâng banii, pe cei dragi nu-i văd cu ani, pe cei dragi nu-i văd cu ani. Am plecat grăbit de acasă pentru
pentru o viață mai frumoasă, pentru o viață mai frumoasă. Am lăsat surori și frați și părinți îndurerați, și părinți îndurerați, măi. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi am vărsat de dor și oftat. Atâția ani și ani, am strâns și eu câțiva bani, am strâns și eu câțiva bani. Dar când mă uit în oglindă, văd o față îmbătrânită, văd o față îmbătrânită. Dorul și străinătatea îți mănâncă sănătatea, îți mănâncă sănătatea. Ușa nimeni nu-ți deschide pentru o bucată de pâine, pentru o bucată de pâine. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi am vărsat de dor și oftat. Ești străinătate, tu mă ții mereu departe, tu mă ții mereu departe. Banii se câștigă greu, de cei dragi mi dor mereu, de cei dragi mi dor mereu. Viață, viață, ești amară, m-ai dus departe de țară, m-ai dus departe de țară. Și mai am un singur gând, să mă întorc cât mai curând, să mă întorc cât mai curând, măi. Voi străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi am vărsat de dor și oftat. Străinilor, nu știți ce e dor, să îți lași neamul și casa, nu-i deloc ușor. Voi străinilor, nu știți ce e dor, câte lacrimi am vărsat să mă întorc în sat. Igor Cuciuc ne-a cântat această frumoasă piesă. Sunt sigur că în aceste sărbători frumoase de iarnă multă lume va pune capac deasupra dorului. Vor veni acasă, vor sărbători alături de cei dragi, se vor bucura sau de clipe frumoase. Sau vor avea acolo în depărtare unde sunt invitații de aici, din țară, care merg să-i viziteze. Așa că, Igor, te așteptăm după Revelion să ne povestești. Cum deja a fost? Mai multe. Cum ai fost primit. Ok, bine, prieteni, dar dacă mai are timp prietenul nostru Igor Cuciuc, poate să rămână să mai guste din bucatele noastre, pentru că acolo la bucătărie se gătește intens, serios și calitativ. Așa este, de ce nu îl invităm chiar cu mare drag pe invitatul nostru, domnul Igor Cuciuc, că poate până la urmă apucă și gustă ceva. Mai dacă stăne, nu, mai cântă câte ceva, da, când da, este drag de el. Dacă așa nu, cu muzica sa, noi să, cu muzica sa în suflet, o să gătim până la ora 10. Mă gândeam la această melodie, e cât de frumoasă este, mai ales atunci când merge în diasporă. Cu siguranță, sala întreagă varsă câteva lacrimi acolo, auzind această melodie. Bun, noi am revenit aici în bucătăria matinalilor, unde se gătește gustos, se gătește copios. Mușchiuleț de porc
Chiar acum așa. Merge la marinat, ninge cu un asortimentul de condimente. Da, am făcut un mix de 5 condimente aici, dragi prieteni. Deci am pus boia de ardei picantă, deși puteți să puneți dulce, ghimbir uscat, așa era, un pic de scorțișoară, piper negru. Stai așa, adică totuși din cele 5 condimente toate sunt sau majoritatea sunt picante. Nu e. Prevalează acest absolut, gust. Da. Deci ghimbirul un pic așa mai dă și nuanțe, dar boiaua este doar iute, doar ea, adică de și așa, mai da? Pui și muștar. Da, muștarul, bine, francezesc. e unul francez și nu o să dea, adică atât de mult o nuanță agresivă, să. Eu de exemplu mai mult prefer boabe de muștar în starea care este, decât acela măcinat sau pasta așa de muștar. Așa, da. Bine, aici avem un sos mărar, pătrunjel și usturoi. Așa, și usturoi. Punem, o să montăm și niște ulei de măsline. Aici punem. Așa, și îl vom zdrobi. Doar o linguriță? Da, doar o linguriță. Între timp, eu mai pot vreo 2-3 acolo. Stai liniștit, vedem la urmă ce ne reușește. Am înțeles. Avem vedeta. Zicem noi vedetă pentru că mai rar am întâlnit mușchiulețul de porc cu un năut. Prieteni, să știți că moleculele de oxigen, cât de strane nu ar fi, dar uneori ele participă la procesul ăsta de oxidare în interiorul organismului și multe sisteme au de suferit. Sistemul cardiovascular, sistemul nervos, sistemul respirator. Și iată, năutul conține substanțe antioxidante, ceea ce vine să ne ajute să ne mențină și să oprească sistemul de oxidare. Ei, dar mai multe despre alimente și despre beneficii știe invitata Ilinca. Ilinca, ai cuvântul. Mulțumim, invitata noastră, așa este, vorbim astăzi despre detoxifiere, care este un subiect tot mai discutat și o practică tot mai frecventă. Dar ca orice noutate, sunt păreri împărțite despre beneficiile acesteia. În această dimineață vom afla mai multe despre semnele ce ne dau de știre că avem nevoie de o detoxifiere, dar și metodele recomandate de specialiști de la nutriționista Cristina Cerevatenco. Dar revenim imediat, pentru că băieți, vreau să vă întreb în bucătărie, aveți vreun produs care este de bun pentru detoxifiere? Aici, sigur. Așa este. Pătrunjelul cu mărarul, el face bine, deci, și detoxifică din câte tot știu. Tot ce e de culoarea verde este mâncarea alcalină, ceea ce detoxifică organismul nostru, inclusiv prin combinații de ghimbir proaspăt, sfeclă roșie proaspătă. Deci, stai așa și acum vă rugăm frumos să dați o notă. Am zis noi corect sau nu? Asta a fost ideea, așa este. Bună dimineața! Bine ați venit la noi. Au dreptate băieții noștri, da? Da, într-adevăr, sunt informați. Mă bucur că cunosc toate aceste lucruri. Așa este. Noi vorbim în această dimineață despre detoxifiere și prima întrebare ar fi, când este recomandat să facem o detoxifiere? Când ne dă organismul de știre? Sunt anumite simptome care ne dau de știre că avem nevoie de o detoxifiere. Cele mai evidente sunt problemele cu pielea, starea de oboseală, starea de ceață mentală și deja că pot să apare, adică simptomele pot varia foarte mult de la o persoană la alta și în dependență de ce organ de detoxifiere este mai încărcat. Eu totuși aș recomanda ca să facem periodic anumite cure de detoxifiere și asta nu ar însemna numai decât să facem niște cure profunde, dar putem să facem niște smoothie-uri, același pătrunjel de care vorbeau băieții mai devreme. Deci să ne ajutăm corpul nostru cu ceea ce putem, fiindcă trăim într-un mediu în care suntem foarte stresați, adică o ecologie care lasă de dorit alimente care nu întotdeauna sunt de calitate cea mai înaltă și cumva dacă o să ne ajutăm noi, nu o să fie nevoie să ajungem la medic. Așa aceasta este legitatea, spune. Da, e nevoie, dacă să bem și aceste smoothie-uri, să nu mâncăm nimic altceva și să avem o cură de 3-4 zile doar pe smoothie-uri sau cum se recomandă? Deci sunt diferite tipuri de detoxifiere. Este detoxifierea așa mai superficială, să-i spunem, care are loc atunci când noi ne golim, presupunem, intestinul. Deci asta se face într-o zi sau două. Dar este și detoxifierea mai profundă, care se face la nivel celular, ceea ce presupune ca acea aciditate care s-a acumulat în
în țesuturile noastre ca să fie descărcată, neutralizată și deja noi o să avem acel restart, cum se spune, acest cuvânt modern. Deci va fi o detoxifiere mai profundă și durează mult mai mult. Asta presupune și consum de sucuri, alimente vegetale, doar se elimină alimentele de origine animală, se elimine, se exclud total. Și deci este ceva mult mai avansat. Cât ar trebui să țină o cură de detoxifiere? Depinde de persoană și de scopul pe care dorește să-l atingă. Sunt persoane care duc o cură de detoxifiere cu scopul ca să-și amelioreze o afecțiune și în timp ar putea chiar și să o trateze, deci acolo este vorba despre niște detoxifieri mai avansate, pe parcursul cărora se apelează și la superalimente, deci se fac niște combinații dintre fitoterapie. Dar dacă o persoană se simte foarte bine și dorește doar un plus de energie, dorește o sănătate mai bună, s-ar putea ca periodic să facă, presupunem, 2 zile de sucuri sau ar putea să facă o săptămână de regim alimentar vegan combinat cu sucuri, smoothie, fiecare alege după sine și după timpul pe care dorește sau poate să-l investească, nu întotdeauna putem. Așa este. Și cel mai bine cunoscut sau cea mai bine cunoscută metodă de detoxifiere este să ții post, pentru că este recomandată și din punct de vedere al nutriționiștilor. Care sunt alimentele care ne fac viața mai frumoasă? Atunci când dorim să facem o detoxifiere, dacă vorbim în jurul acestui subiect, este bine ca să apelăm într-adevăr la frunzele verzi, care conțin clorofilă, care ne ajută să ne detoxifiem, dar și care are formula asemănătoare cu cea a hemoglobinei, care ne oxigenează toate țesuturile. Grăsimile omega-3, care au efect antiinflamator și care ne ajută să ne reparăm țesuturile și tot ceea ce este vegetal, fructe, legume, deci în diferite combinații, nuci, semințe, boboasele, putem să le consumăm și cerealele, dar cerealele integrale, deci nu cele rafinate, dar cele integrale. Este recomandată o cură de detoxifiere oricui? Dacă se face cu un specialist, cred că se adaptează cura pentru o persoană care este, spunem, cu o stare a sănătății mai proastă. Se pot face pași mici care, treptat în timp, s-ar putea adică aprofunda tot mai mult, dar este bine ca să fim conștienți de ceea ce avem în corpul nostru, ca să nu pornim lucrurile așa cu ochii închiși și să dăm cu nasul în bară. Așa este. În această perioadă în care suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, foarte mulți sunt post, apoi urmează acele mese copioase. Care este recomandarea nutriționiștilor? Dacă ținem post și după aceasta ne avântăm să consumăm mesele copioase, deci cumva vom trece dintr-o extremă în alta și s-ar recomanda ca și după o perioadă de detox, dar și după post, să fie o perioadă de trecere prin care noi să adaptăm treptat corpul la alimentele de origine animală. Deci, în primul rând, să facem această trecere treptat, dar nu brusc. Ceea ce ține de mesele de sărbători, eu întotdeauna am optat pentru echilibrare, să spunem așa, adică cumva noi încă avem în noi frica sau lipsa care o aveam, nu știu, în perioadele mai grele, când nu ne permiteam să consumăm acele lucruri care le consumăm la sărbătoare și făceam aceste abuzuri. La moment ar trebui să conștientizăm că trăim în altă perioadă și toate acele lucruri să le consumăm, așa că spunem, și în alte zile, dar să ne bucurăm anume de spiritul sărbătorii, deci nu abuzăm. Ar fi bine ca maioneza să nu prea o consumăm, fiindcă aceasta îngreunează digestia, să optăm totuși pentru că proteină ușoară, carne slabă, adică să evităm carne de porc a fi consumată în perioada sărbătorilor și ceea ce mai recomand este ca să nu se combine diferite tipuri de proteină la o masă, adică să nu consumăm și ouă și brânză și carne și de toate și la urmă ne dăm seama că am consumat o masă. Abia ne mișcăm. Da, da. Și abia respirăm, din păcate. Ori chiar într-adevăr nu este recomandat de făcut exces în absolut orice. Bun, mulțumim tare mult! Și să avem fiecare parte de și o perioadă de detoxifiere înainte de această perioadă de sărbători de iarnă. Fiecare alege. O zi frumoasă iarnă, dragilor, mergem acum până afară să vedem și să aflăm care sunt datele despre starea vremii. Carolina Costin știe mai multe. Bună dimineața!
Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la matinalii! În Republica Moldova, ziua de astăzi aduce cer înnorat, dar și ceață densă, în special în orele dimineții. Vântul va sufla moderat cu viteză medie de 11 km pe oră. Temperaturile rămân a fi pozitive. La Chișinău astăzi vor fi 5-6 grade și cer înnorat. La Bălți, 3 grade. În sud de la Leova, Comrat și Cahul, maxima acestei zile va fi de 4 grade, iar în nord de la Briceni, 1 grad și la Soroca, 2-3 grade. În România, vremea va fi în general închisă, cu maxime cuprinse între 0 și 9 grade. În vest, în nord și în centru va ploua temporar, iar vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei. La munte, la început, vor fi precipitații mixte. Acestea se vor transforma noaptea în ninsori și vor cuprinde toată zona montană. În București, astăzi, termometrele vor indica minus 1 și 0 grade. Cerul va fi noros și se va forma ceață. La Timișoara, astăzi, vor fi ploi și o maximă de 8 grade. La Iași, 1-2 grade și cer parțial înnorat. La Cluj-Napoca, 6 grade și ploaie foarte rece. La Craiova, minus 1 grad. La Suceava, 1-2 grade, iar cerul va fi de asemenea în mare parte înnorat. În Europa, așadar, ploile se retrag ușor, dar cerul va prezenta înnorări accentuate. La Barcelona astăzi vor fi 18 grade, iar cerul în mare parte însorit, la Milano 12 grade, la Paris 10-11, la Roma 19 grade, la Berlin 8 grade, iar la Varșovia 6-7 grade și ploi. Atât pentru moment, rămâneți cu matinalii, iar eu revin în scurt timp. Mulțumim, Carolina, mult. Și s-a coincis pe bune. 4-5 grade astăzi, cam și eu aici un dispozitiv care mă informează. Tu verifici ce zice Carolina. Da, verific, dar sigur. Eu cred că ar trebui să verifici ceasul după cuvintele Carolinei. Ceasul e 7:53 de minute. Am muncit bine, nu? Nu, 53 de minute deja au fost muncite. Noi ne bucurăm că ați fost alături de noi. Nu ne luăm rămas bun. Și vă spunem că revenim în scurt timp. Rămâneți alături de noi. Ne vedem la ora fixă. We'll be right back.